Legetos, adâncul mării roșii, cu neodate urme pe destru, trecându-l Israel cel de demult, cu mâinile lui Moisie în chipul crucii, puterea lui Amalic în pustie o abiruit. Veselește-se de tine, biserica ta, Hristoase, strigând, Tu ești puterea mea, Doamne, și scăparea și întărirea. Ridicat pe cruce, văzându-te biserica, pretine soarele dreptății, a stătut într-o asar îndoială, precum se cuvine strigând, slavă puterii tale, Doamne! Cea sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței, pre cei ce te laudă pre tine cu credință. Jertfi voi ție cu glas de laudă, Doamne, biserica strigă către tine, de sângele dracilor curățindu-se, cu sângele cel curs, prin milostivire din coasta ta. În cuptorul persienesc feciorii lui Avram, cu pofta bunei credințe, mai vârtos decât văpaia focului fiind aprinși, și-au strigat, Bine ești cuvântat în biserica slavei tale, Doamne! Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, mâinile întinzându-și Daniel, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat și puterea focului a stins cu fapta bună încingându-se. Feciorii cei iubitori de bună credință strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului predomnul. Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat, fecioară s-a tăiat, adunând firile cele osebite, pentru aceasta veselindu-ne, pre tine născătoare de Dumnezeu te mărim.